Stimați urmăritori, stimați subscriberi ai acestui canal, vă salut! Nu pot pe toți, că sunteți 11.000, nu vă pot saluta pe toți în parte, dar vă salut așa în gro. Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție a Cafelei de După. Pentru voi în această dimineață am două vești, una bună și una rea. Cu care să încep? Ziceți voi! Bun, vestea bună este că Simona Halep s-a căsătorit civil. Ce veste bună mai putem avea noi în această țară bătută și nebinecuvântată? De acum când o să o vedem pe Simona jucând la marile turnee, nu o să mai fie numai Simona Halep simplu, o să fie Simona Halep liniuță Iuruc, ce înseamnă să faci fată stere Giulia, nu stele Gulea. Stere, tatăl ei, a ținut foarte mult la numele Halep și n-a lăsat-o să se cheme numai Iuruc. Încă una și mă. Și vestea rea, adică depinde unde ești situat. Vestea mai puțin bună este că în primele 7 luni din 2021, datoria totală externă a României s-a ridicat la 6 miliarde de euro. Simona Halep a zis că ar plăti o parte din datorie, dar dacă pune și ca măcar două salarii, măcar nu stau mult că mă duc la Antold. Ce? S-a terminat Antoldul? Noi arghelenii tot timpul aflăm ultimii de chestia asta. N-o zi, Vlad, cum a fost la Antold? Te-ai întâlnit cu vipuri? Te-ai întâlnit pe dracu, că eu n-am fost. Clujul invadat de vipuri, Cabral. Esca a fost, nu știu dacă a fost, că ea și-a făcut festivalul ei la București. Saga sau cum, în fine, nu contează. A fost Codin Maticiuc sau Maciuc. Grei de pe București s-au mutat aici, de pe la televiziuni, de pe la radiouri, s-au simțit bine și au zis Clujul rules, Clujul e fain la Antold în Cluj. De ce să nu fie frumos de Antold în Cluj? Pentru că totul este permis. Dar cum s-a terminat festivalul? Cum am ajuns în cod aproape galben? Peste 2 la 1000 stăm bine cu infectările, așa că semne bune anus are. Aș bea o cafea de hidratare, dar știți voi, când intră salariul, băgați o cafea pe buymeacoffee.com/nicubendea. Da, suntem pe nicăieri. Avem infecții cu diferite tulpini, dar politica nu se lasă. Rareș Bogdan a spus, zice, îi primim pe useriși la guvernare, dar le dăm mai puține ministere. Păi nu îl mai luăm noi pe drulă la transporturi. Cum să-l luăm? Zice, domnul Rareș B. Bogdan Rareș, zice, nu se poate să le dăm transporturile useriștilor, pentru că la transporturi sunt bani. Numai banul vânează și câștigul fără muncă. Dumnezeu să te ierte, Mihai Eminescule, că dreptate ai avut. Iar Nelu Tătaru, celebru Nelu Tătaru, care pe undeva a gestionat foarte bine pandemia, când era el ministru și acum este parlamentar, Nelu Tătaru a zis că putem avea o discuție despre intrare în normalitate undeva până 2023. Băi, eu nu știu cum se scrie 2023, mă. Suntem în 2021 și tot rău ne merge, ca în 2019, ca în 2020, dacă în 2021 nu ne-o merg niciodată așa de rău și tot domnul Nelu Tătaru a fost ministru al sănătății, ne spune că ar fi vital, ar fi foarte bine să se vaccineze cei din grupele de risc și dă niște exemple, profesorii, polițiștii și pompierii. Acum înțeleg, profesorii că sunt în clasă, că le explică la elevi, le dau o scatoalcă și să nu se ducă COVID-ul pe copil. Înțeleg și polițiștii care ei înșiși niște, mă rog, dar pompierii, când ai, Doamne feri, nevoie de un pompier, ăla îți spune jetul, o coșbator sem, o tuizolto, sem pompierul, stă la 50 de metri de tine, după ce să, în fine, sunt păreri și păreri. Cluj-Napoca, plai cu dor, măi, dorule, mă, m-am făcut aviator, măi, dorule, mă. Și că într-un avion care sosea din alte țări de soare pline, pe unde ați fost și voi, senine, într-un avion care aducea cetățeni străini în capitala Transilvaniei, Târgu Mureș, în Cluj-Napoca, un cetățean a fost descoperit având asupra sa niscai pastile, niscai droguri. Culmea, la final de Antold. Chestiile bune se aduc înainte, să depozitează în rucsaci, știți voi. A! Și omul ăsta a venit cu drogul, a fost prins, a fost săltat, a fost criticat, i s-a arătat ciocanul pe mohază, nu am mai de bani.
Eu stau și mă gândesc, bă, atât avem în Cluj, mă apoc. În Cluj avem de toate. De toate avem. De la garaje de rămase până la blocuri de 20 de etaje care arată hidos sau hândos. Dar și străinii vin. Îți obișnuiți, vin în Cluj, mă apoc. Noi aveam industria asta a ospitalității, dar avem de toate, îi servim cu de toate și ei sunt așa de tuioși la cap, să folosesc un neologism, străinii sunt așa de tuioși la cap și nu știu ce să mai aducă în Cluj-Napoca. Dar ce să aducă? Whisky avem, Kent avem, cafea avem, niște ecstasy. Da, asta este, căci că în România stăm foarte bine cu consumul de vin. Depinde, dacă ești somelier nu stăm bine, dacă ești dintr-o religie stăm rău. Un român consumă medie 23,5 litri de vin pe an. No, dacă împarți la 52 de săptămâni, nici o jumătate de litru pe săptămână. Cum e asta? Și toți suntem puși la zi. Că consumăm prea puțin vin sau prea mult. Sau dacă consumăm vin, consumăm vin prost. Dar păi nu se pune că pe lângă aia 23 de litri de vin, mai consumăm încă vreo 230 de litri de pălincă. De o pălincă de zalău și nu fac la nimeni rău. Un hoț, fiți atenți la asta, asta e genial. Un hoț a fost prins în Cluj-Napoca după ce a dat 4 spargeri într-o zi. Un hoț a spart și 4 spargeri într-o zi. A fost prins, a fost anchetat, așa mai departe, reținut. Dar care e știrea? Că din 4 locuințe sparte, numai într-una au găsit niște bani de furat. Dacă treci pe la mine, hoțule, că bineînțeles că spune-mi și mie unde sunt banii. Te rog frumos. Bă, înscrie-te și tu într-un partid. Lasă-o dracu de hoție, că de la noi, de la ăștia, de la semenii tăi, nu mai ai ce fura. Înscrie-te într-un partid. De acolo tot timpul ai ce învăța, în primul rând, și colegii și acoliții de partid te învață cum să furi și să și găsești bani. Și poliția să nu-ți facă nimic. Mulțumesc pentru cafea. Foarte bună. buymeacoffee.com/nicubendea. Vă aștept și săptămâna viitoare pe același canal. Vin și podcasturile. Stați aici, YouTube, Nicu Bendea, numai pentru voi. Weekend plăcut. Tot timpul sună pe...